Mergem mai departe cu alte subiecte. Deținuții eliberați mai repede dacă scriu cărți. Proiectul de lege a trecut astăzi de Camera Deputaților. Însă, pentru informații, mergem la Gianina Vatkovici. Te ascultăm, Gianina. Bun găsit, într-adevăr, un proiect care a primit votul deputaților și care prevede o scădere a câte 20 de zile din pedeapsă pentru fiecare lucrare științifică sau pentru fiecare invenție a deținutului. Dar nu sunt singurele prevederi, pentru că, de asemenea, condamnații pot participa la funeraliile familiei, ne referim însă la rude foarte apropiate, și mai există o prevedere foarte importantă, și anume va exista un regim închis pentru persoanele condamnate pentru violență, atenție, pentru o perioadă mai mare de 3 ani și până la 13 ani, rămâne însă văzut când va fi pus acest proiect în aplicare. Mulțumesc, Gianina. Avem date